Pacea Domnului, dragii mei, bună dimineața! Nu mai am trecut vama în Ucraina. Am intrat în Ucraina acum și tare m-am bucurat să mă întâlnesc la vama, la vama Halmeu, înainte de intrarea în Ucraina. L-am întâlnit pe pastorul Florin, pastorul Bisericii Pentecostale din Halmeu. Ascultați ce zice el. Bună dimineața, sunt la vama Halmeu, Halmeu, vama Halmeu, lângă satul mare, și de partea cealaltă este vama Deacovo, mai am nu știu cât, vreo două ore am până la Mukachevo, mă îndrept spre Serghei și iată aici este fratele Florin Dobie, pastorul de la Biserica Pentecostală. Da, am fost la Biserica Pentecostală acolo cu fratele Tică, pastorul Tică, și am predicat, tare mult m-am bucurat. Apropo, ceea ce ați văzut, imaginile cele care le-am trimis cu centrul de refugiați, chiar la ei, acolo în subsol, cât aveți? Peste 100. 130 de paturi. 130 de paturi acolo la subsol. O lucrare deosebit de frumoasă se face. Bine, frate, hai spuneți-mi puțin cum e la dumneavoastră aici la Vama. Deci noi suntem în colaborare cu fratele Tică, de fapt suntem același lucru, noi vrem ca împreună să îi ajutăm pe toți refugiații care ajung în România. Colaborăm și cu fratele Serghei, suntem dispuși ca să primim. Noi de aici primim, aici este un flux, sunt frați care 24 din 24 stau, ne schimbăm pe tot la 12 ore și așteptăm fie că vin frații de-ai noștri, fie că vin persoane. Mulți vin, avem aici pe cort chiar în semnul cu Biblia. Foarte și vin mulți pe telefoane și ni-l arată și noi venim și preluăm și ducem la centru să doarmă, să stea o zi sau cât vor ei până când rezolvă lucrurile. Avem și pe mașini, chiar ne-au arătat pe mașini, mulți nu vor să intre în mașini până nu le arătăm că mașina este inscripționată cu semnul Biblia, sunt oameni speriați. Noi le dăm aici un sandwich, un ceai și apoi îi ducem pe cei mai mulți la Biserica Iisus Lumina Lumii și de acolo pot ca să fie cazați și să stea în căldură și să aibă și hrană. Dumnezeu să vă ajute. Am deschis de asemenea un centru aici în Halmeu de colectare de alimente, avem o hală foarte mare și toți din județul nostru și nu numai, chiar sâmbătă au venit frați din Oradea, acum așteptăm, aici e la primărie, noi suntem aici standul ăsta și îi facem centru de colectare și se duc alimentele către Ucraina. Super. Acolo la Serghei acum trimiteți. Da. Aici toți sunt, tot mi se pare că sunt organizații creștine. Da. Așa, ADRA e organizație creștină și acolo văd că sunt și ortodoxi. Și biserica ortodoxi. Frumos. Ortodoxi, adventiști, baptiști, da. și primăria, uitați ce frumos lucrează toți împreună pe același front. Deci tot ce e aici nu e al nostru, e al refugiaților, dacă ne lipsește ceva de la standul nostru, fără ca să ne cerem voie, mergem și luăm din altă parte. Deci nu-i nicio supărare la nimeni, imediat luăm. Deci toți noi împreună. Când nu vin oamenii, ne uităm ce are ăla la ce nu are și împărțim între noi ca fiecare să aibă, ca refugiatul să aibă libertatea să-și aleagă el sau să-i dăm noi un pachet dacă nu vrea să, din cauza rușinii, ca să-și ia el. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ajute mai departe. Mulțumim. Eu fug, și pe dumneavoastră, sunt cu mașina plină cu medicamente. Fug să le duc lui Serghei și Serghei trimite băieții lui acolo în zonele unde ei sunt răniți. Noi suntem mobilizați și aici la Halmeu, avem o comunitate de 300 de frați și avem peste 100. Am predicat aseară la dumneavoastră aici, tare m-am bucurat. Da. Peste 100 de locuri de cazare avem numai în Halmeu. Deci în caz de vine cineva. Foarte și bine. Se mai aici pot suplimenta. Aici se pot suplimenta. Domnul să vă binecuvânteze. Domnul. Numai am vorbit cu pastorul Florin și mi-a telefonat sora Luba Aprodu. Ea cu fratele Alexandru Aprodu, ei sunt acum sunt în Târgu Mureș. Dar Luba mi-a spus că a fost contactată de o persoană din Constanța care au un foarte mare număr de refugiați acolo, au centre și au nevoie urgentă de materiale de studiu biblic, de Biblie, de materiale de studiu biblic în limba ucraineană și ca să-i ajute cineva să facă lucrul acesta. Acum, ca să pot câștiga și eu timp, eu îi dau acum niște instrucțiuni lui Alexandru Buzilă. Îl rog pe Alexandru Buzilă să facă ceva și din instrucțiunile acestea vreau să vă rog pe toți ceilalți ca să înțelegeți ce trebuie să facem și cum să procedăm noi în situația aceasta. Deci, Alexandru, ascultă-mă atent.
Alexandru, te rog acum ca să iai legătura cu fratele Ruslan Mazur. Eu presupun că la tine acolo, deja în Giurgelești, tu ai suficiente materiale, materiale pentru de studiu biblic, dar trebuie să iai cu tine materiale în limba ucraineană. Ei, ne-a spus sora de acolo că ei au mai mult încă în rusă, foarte mulți sunt vorbitori de rusă. Deci ia de la Ruslan materiale în limba ucraineană și materiale în limba rusă. Noi vom mai comanda acum, vom mai tipări încă. Cel mai bine merge, foarte bun pentru început, manualul Eliberarea de frică. Noi îl avem și în limba ucraineană, îl avem și în limba rusă. Deci ia manualul acesta acum și poate mai iei încă un manual, tot de 40 de minute ceva, și îndreaptă-te spre Constanța acolo. Ia datele de contact de la Luba și îndreaptă-te spre Constanța. Când ajungi la Constanța acolo, dacă este nevoie, și nu numai la Constanța, dar în drum, află de la frații de la Galați, află de la frații ceilalți care sunt, află cine sunt acolo. Și când tu ești în drum spre Constanța, oriunde este un centru cu refugiați, tu umpliți mașina, ia multe materiale în mașină. Unde este un centru cu refugiați, oprește-te acolo la centru, vorbește cu frații slujitori. Problema slujitorilor români, pastorilor români acum este că ei nu pot să comunice, nu au oameni care să-i ajute. Ei ar vrea să-i învețe, dar nu pot, nu știu limba lor. Noi, slujitorii din Moldova, noi știm limba, noi putem comunica. Deci, când ajungi la orice centru, când ajungi, intră, salută-te cu oamenii aceștia, spune-le cât de mult îi iubim, spune-le cât de efort facem acolo și că îi iubim și îi asigurăm că vom sta alături de ei. Ei au nevoie foarte mult de un cuvânt de încurajare, de un cuvânt de mângâiere acolo. Apoi, după asta, totdeauna le spun, îți zic ce fac eu. Eu le spun la oameni, le citesc textul ăsta, nu vă îngrijorați de nimic, de acolo din predica de pe munte, că Dumnezeu se îngrijește de toate, și numai decât le citesc acolo unde spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Și deodată le spun, uite, aici v-am adus materiale în limba ucraineană. Oamenii imediat, deodată vor. Le dau manuale. Apropo, Alexandru, caută și pixuri sau spune-le la cei de la Constanța sau care sunt să-ți pregătească pixuri, că mulți din ei nici măcar un pix nu au. Sunt în grab, în fugă. Dar să ai cu tine pixuri sau creioane. Uite ce pixuri, creioane ai, pune în mașină, să ai, să fii pregătit cu asta pentru ei. Deci eu cu ei, oriunde am mers acum, ieri am fost aici la Satul Mare. De dimineață am predicat la Biserica Baptistă, imediat după biserică m-am dus și am vizitat două centre și am pornit studiu biblic la centrele astea. Și așa mult m-am bucurat să văd câtă mângâiere, cât le-a dat. Am făcut din manualul ăsta, Eliberarea de frică, am făcut cu ei prima lecție, am completat-o și le-am arătat, uite, vedeți, așa se face. Și apoi m-am uitat cine din ei se descurcă mai bine, mai ușor, cine a prins mai ușor. Totuși văd eu careva calități de lider, poate conduce. Și atunci persoanele acestea îi spun, uite așa, eu sunt pastor, eu acum îți încredințez ție, îți deleghez ție responsabilitatea asta ca să vă adunați. Stabilește o oră în zi când ei se adună, dimineața sau seara. Iată, de exemplu, aici ei au stabilite diferite ori. În ultimul loc o spun în video, mai târziu să vezi. În subsolul Bisericii Pentecostale din Satul Mare am stabilit că seara la ora 5 ei se vor întâlni și vor face studiu biblic. Și apoi, deci stabilește timpul când se vor. Spune-le la oamenii aceștia și spune-le la frații noștri români unde mergi, ca să deodată să planteze biserica acolo, să le spună lor, voi sunteți biserică, gata, începeți să funcționați ca și biserică. Deci spune-le ca să facă studiu. Când încheie studiul acesta, noi putem deja face botez acolo. Noi, pastorii, să mergem acolo, să facem botezul, pastorii care suntem din Moldova. Și eu voi merge, din loc în loc voi merge acolo, cu oamenii, când încheie cursul, toți acei care au hotărât să-L urmeze pe Hristos, să-i botezăm și să vedem din rândurile lor, să ridicăm slujitori care vor face acolo. Ei circulă acum, ei se duc dintr-un loc în altul, Alexandru. Deci spune-le numai decât la toți aceia, când studiez cu ei, spune-le când pleacă ei de acolo, să-și ia cu ei cărți. Și când ajung la un loc nou, de acum am fost întrerupt de un sunet. Deci când soția mea mi-a sunat, nici măcar nu apuc să vorbesc cu soția mea de acum, iată să-i sun repejor, că avem foarte mult lucru să facem cu ea împreună. Dar ca să vă închipuiți cât este de încărcat totul. Și, da, Alexandru, mai departe. Deci spune-le lor, când ajung la un loc nou, acolo imediat se înceapă a face studiu biblic. Așa cum au văzut, cum i-ai învățat tu, deodată ei se înceapă și să facă studiu biblic.
și să ne spună, să comunice cu noi. Dă-le numai decât numărul tău de telefon ca să te contacteze ei. Dă-le numărul de telefon al lui Gigel Olariu din România pentru ca să le poată pune la dispoziție materiale. Gigel acum a dat la tipar 5.000 de cărți de 40 de minute, cum să ai o relație adevărată cu Dumnezeu, și de asemenea Iona pentru copii. Deci spune-le să se organizeze. Vezi tu, organizează-i acolo pentru cum să lucreze ei. În calea ta, peste tot unde mergi, fă lucrul ăsta. Pornește-i bine pe ei ca să fie pornit studiu biblic și ajută-i pe ei ca să-și schimbi perspectiva. Acolo unde îi găsești credincioși, spune-le la credincioși. Dumnezeu i-a trimis în misiune, acum e timpul lor, ei trebuie să slujească. Numai, fii atent. S-ar putea întâmpla într-un loc, într-un grup, să fie cineva credincios, dar el nu se descurcă, el nu va putea. Nu numai din pricina că el e credincios, îl lași pe el acolo să facă. Apropo, după ce fac lecția, totdeauna la încheierea lecției, îi îndemn deodată pe oameni la pocăință, îi chem la pocăință să-L primească pe Hristos, cei mai mulți se roagă, copii, maturi, toți se roagă să-L primească pe Hristos și atunci vezi cine este, cine ai văzut că bine se descurcă, îl pui acolo, dar le vorbești la frații care sunt acolo ca să-L ajute, să urmărească. Asta până când urmărim, până când le punem lucrurile în rânduială acolo. Deci mergi și ține-mă și pe mine la curent, scrie-mi și mie ca să știu cum este. Deci acum numai se cristalizează, acum numai se toată lucrarea, dar asta vrem numai decât să plantăm biserici, nu mai vrem să repetăm greșeala care a fost în anii 90, când în anii 90 am făcut evangelizare, dar biserici puține au fost care au plantat, veneam, evangelizam, plecam, credeam că dacă oamenii au auzit Evanghelia, gata, totul e bine, nu, dacă oamenii nu intră într-un proces de ucenicie, nu va fi, deci deodată din start cu gândul, că în locul ăsta fiecare centru de refugiați acum și transmite la toți care sunt acolo viziunea aceasta, fiecare centru trebuie să fie acum o biserică, nu contează că vin și pleacă oamenii, e o biserică. Oamenii știu că vin într-o biserică și pleacă dintr-o biserică și lasă toate locurile unde sunt ucrainenii aceștia să fie așa, vin într-o biserică, pleacă într-o biserică. Când ei nu mai au manuale, spune-le ca să adreseze la noi, să le dăm manualele necesare. Încă ceva, Alexandru. Da, și toți cei care m-au auzit, tare mult vreau să audă toți ceea ce îi spun lui Alexandru acum. Tare mult vreau să audă și pastorii români ca să înțeleagă cum lucrăm, ce facem acum, acolo oricine are refugiați. De aceea vreau să vă rog, toți care auziți mesajul ăsta, dați-l vă rog, transmiteți-l vă rog mai departe la pastori, la toți cei care știți, care au centre unde sunt refugiații sau care măcar au refugiați în casă. Transmiteți ca să ajungă mesajul ăsta. Încă un lucru, Alexandru. La încheiere, după ce m-am rugat cu toți oamenii ăștia, le-am mai dat niște îndemnuri și le-am spus ca și pastor, le-am spus așa, dragii mei, acum voi aveți problemele voastre, le aveți, dar hai aici, iată în biserică v-au primit, de exemplu, la biserica, hai să vă arăt întâi, uitați-vă aici la biserica unde am fost acolo, cum era centru și puțin aici, apoi vă spun ce le-am zis după asta. Sunt în satul mare, la Biserica Pentecostală Iisus Lumina Lumii. Foarte frumos aici, s-a amenajat un centru frumos pentru refugiați. Sunt aici un număr destul de mare și mai vin alții. Și iată, acum aici am plantat biserica. Gata, am pornit aici biserica care așa se va numi Lumina Lumii, în Iisus Lumina Lumii, în limba ucraineană. Oamenii deja s-au organizat aici bine. Am găsit, iată aici este Serghei. Serghei, nu poți mă trece. Serghei a trecut vama la Tudora, la noi acolo, a stat la noi acasă, împreună cu Iulia. Iulia, o mășeră cu aici, da, o vedeți cu Iulia. Deci ei împreună cu Iulia și aici iată mai este o soră, Oxana, Natasha, așa, sunt mai mulți aici care îi cunosc și pot conduce. Am făcut deja prima lecție, văd ce ați făcut, și ați vrut. Da, am făcut prima lecție din cursul Trăiește victorios în vremuri dificile. Și n-am făcut prima lecție, numai am început o parte din prima lecție. Ei deja s-au înțeles, în fiecare seară se vor întâlni aici și se vor întâlni în biserică sus, vor face studiu biblic și apoi după asta se vor ruga toți. Sunt acolo și băieți din alte țări, Ribeata, cu da voi? Liban, Etiopia și Egipt.
Și iată cum vedeți aici, sunt oameni din diferite națiuni, deja gata, grupul s-a format, s-a format biserica, gata, aici funcționează biserica, am vorbit cu ei, am îndemnat ca să preia ei aici în biserică ce pot, bucătărie o pot prelua femeile, curat, tot ce pot ei aici să-și administreze ei, așa încât biserica să fie liberă, să primească pe alții, pentru că se așteaptă să vină de la 2 la 3 milioane de refugiați așteaptă să vină în România și atunci ei se poate întâmpina. Rugați-vă pentru acest grup minunat, eu tare mult mă bucur pentru ei, tare frumos totul merge aici. Și rugați-vă pentru pastorul. Pastorul Tică, spune-te rog, cum e numele de familia fratelui Tică? Tică Ulici. Fratele Tică Ulici, așa frumos a organizat lucrarea aici, merge în Ucraina, așa frumos. Ia uitați-vă ce frumos slujește toată lumea. Mulțumim. Uitați-vă puțin, bine, masă bogată, frumos, totul, minunat, minunat, frații noștri din România slujesc aici și nu sunt speriați că mai vin alții, mai mulți, deloc, nu sunt speriați, îi așteaptă, hai să vă arăt și cum au pus aici paturile, uitați-vă așa, iată, vedeți cum stau paturile cu copilașii, totul. Deci medicamente aici au, toate lucrurile sunt bine, bumpers, da? Bumpers. Tot pentru copilași, mâncare, totul este aranjat bine. Așa că este o mărturie deosebit de frumoasă, Dumnezeu să îi ajute, să le dea multă bucurie și Dumnezeu să ne ajute pe toți acum să rămânem frumos în dragostea lui Hristos. Deci le-am spus la oamenii aceștia așa. Le-am zis că voi ieșiți din starea asta de refugiat și acum trebuie să vă alipiți aici. Iată, în centru cel aveau vreo 130, vreo 150 de paturi, persoane. Zic, aici vin foarte mulți refugiați. Voi trebuie să slujiți. Organizați-vă aici bine. Curat vă faceți singuri. Voi aveți grijă și de clădirea bisericii. Că acolo eram subsolul bisericii. Am spus, luați-vă asupra voastră responsabilitatea. Voi sunteți ucraineni, oameni harnici, oameni buni. Organizați-vă aici singuri și voi administrați voi clădirea bisericii. Voi administrați mâncarea. Femeile să pregătească mâncare. Bărbații aflați de unde produsele se iau, ce se iau, cum. Bărbații tot ce e posibil, la maxim cât puteți, ca să vă slujiți singuri acolo, ucrainenii să slujească în centrele astea de refugiați acolo care sunt date la biserici, orice pot lua, orice responsabilitate care o pot lua, să o ia ucrainenii asupra lor, așa încât românii sau moldovenii să se poată ocupa de ceilalți refugiați. Acum, în România, se așteaptă de la 2 la 3 milioane de refugiați vor veni și toți între pe aici, în Moldova, cred că vom ajunge la 1 milion, 2 milioane, nu știu, vedem, dar vedeți voi. Deci, e numai începutul, nu se va opri de grabă tot asta. Auziți, Putin la toate tratativele care au venit acum, el nu vrea să cedeze niciun pic. El vrea absolut toate condițiile care le-a pus înainte, până când, deci el vrea Ucraina să capituleze la toate condițiile. Normal, Ucraina nu o să capituleze. Eu când m-am uitat dimineață la oamenii aceia din, unde erau? Din Melitopol. În Melitopol, când intra armata rusească în oraș, oamenii au ieșit, femei, bărbați, și s-au culcat acolo înaintea lor, au spus, nu treceți, femeile împingeau mașinile înapoi, mașinile rusești înapoi. O determinare nemaipomenită la poporul acesta ucrainean, toată admirația, un popor erou, felul cum acum slujesc ei. De aceea, deci, cum vedeți, toată situația asta arată că confruntarea va fi lungă. Dacă confruntarea va fi lungă, înseamnă fluxul de refugiați va fi foarte mare. Haideți să le slujim la oamenii aceștia, să le propovăduim cuvântul cu putere, să-i învățăm și să-i ajutăm. Acum noi avem un rol deosebit, Noi avem materialele astea, le avem în ucrainean, avem tot. Manualele acestea de 40 de minute acum sunt o comoară pentru ca să-i înrolăm pe toți oamenii aceștia într-un proces de ucenicie, o comoară, un instrument grozav pentru plantarea de biserici. Deci, hai Alexandre, merge acolo și toți acei care m-ați auzit, oriunde vedeți. Oh, apropo, la noi, la Moldova, sunt nu numai la centri creștine. Tot ce am spus eu acum nu-i numai pentru centri creștine. Ați văzut deja la buletinile de știri. Dacă nu, uitați-vă în urmă. Când am fost în România, prima dată când am venit acolo la... Unde era? La Ipotești. La Ipotești, Alina Chibici mi-a spus că sunt într-o sală sportivă, erau 400 de indieni, studenți indieni. Ne-am dus acolo, am intrat, am făcut studiu biblic cu ei,
am făcut o lecție, am pornit, deja am aranjat manuale în limba engleză, le-am trimis și se lucrează. Apropo, Alexandru, pune în mașină și manuale în limba engleză, pune numai decât în vietnameză, pune numai decât în arabă, să ai cu tine manuale în toate, în toate limbile acestea, pentru că în calea ta ai să întâlnești oameni de toate limbile. Iată, eu ieri am întâlnit studenți din Morocco la Ipotești, dar ieri aici am întâlnit din Libia, din Egipt și din Etiopia au fost. Deci vei întâlni oameni de peste tot, să ai materiale cu tine. Și unde afli că este un centru creștin? Alexandru, unde afli? Nu creștin, unde sunt refugiați? O sală sportivă, o ce este? Intră acolo, intră cu îndrăzneală și spune acolo, prezintă-te, sunt pastor, am venit aici ca să le aduc oamenilor mângâiere din cuvântul lui Dumnezeu, să mă rog cu ei. Asta, acum, asta funcționează foarte bine. Să mă rog cu ei. Faci studiu biblic cu ei, faci prima lecție și după aia îi conduci pe oamenii ăștia în rugăciune, îi conduci la Hristos. Oamenii sunt foarte deschiși. Deodată îi conduci la Hristos și le spui că este important să se înroleze într-un proces de ucenicii deodată, să înceapă a studia scripturile. Iată așa, știi că am tipărit broșura aceea, rugăciunea refugiatului, este în ucraineană, am dat-o la tipar. Sper că fratele Ruslan deja o scoate de la tipar. De aceea, Alexandru, cere de la Ruslan și broșura asta, dar dă-o pe unde mergi, spune-le la toți că eu pot tipări acolo, la Constanța, la Giurgiulești, la, cum îi zici, Galați, oriunde este distribuie, spune-le să o tipărească ei. Și atunci broșura asta s-o dăm. În broșura asta tot este o rugăciune de conducere la pocăință pe oamenii ăștia. Poți să discuți cu ei acolo. Unde am ajuns că nu mai aveam materiale. Am făcut psalmul ăsta 46. L-am pus și am făcut un studiu scurt cu ei. Apropo, atunci când am intrat în sala aceea sportivă, am făcut psalmul ăsta, le-am dat, i-am adunat, imediat s-au adunat toți studenții aceia, nu contează, erau hinduși, erau arabi, o deschidere fantastică la cuvântul lui Dumnezeu, toată lumea e foarte deschisă și anume sunt deschiși să-L cunoască pe Dumnezeu, o sete grozavă, oamenii vor să-L cunoască pe Dumnezeu. M-am bucurat că Alina la vreo două zile după asta s-a dus și cu Alexandru Tornea, care știe acum și limba rusă, știe și limba engleză. Alexandru e prins de plin acolo, s-au dus au găsit o altă sală sportivă unde erau de acum 800 de studenți. Și cu aceștia 800 de studenți au pornit studiu biblic, gata. Și le spuneți la toți studenții ăștia, voi sunteți biserica aici, deci plantați biserica aici. Nu vă deranjați că nu vin toți, plantați biserica, sunt 2-3 credincioși, gata, le spuneți, gata, aici voi sunteți biserica acum. Plantează biserica acolo și le spui, aici stați, aici vă închinați, aici vă studiați Biblia și vă rugați. Aici. Încă ceva, spune la pastori români și asta e și la bisericile moldovenești, grupele de laudă și închinare, învățați măcar 3 cântări ucrainești, învățați să le aveți. Oriunde vă duceți, cântați aceste cântări ucrainești. Nu vă închipui cu cântarea asta, dacă intrați într-o sală și începeți a cânta, unde sunt refugiați, și începeți a cânta cântări duhovnicești ucrainești, deodată îi aveți lângă voi. Nu contează, nu trebuie grup, singur tu, învață cântarea aceea ucrainească și începi să o cânți așa, intră și cântă în mulțime. Și vei vedea cum imediat e adunat în jurul tău, le spui, sunt pastor, le spui, am venit aici să mă rog cu voi și iată așa. Deci mi-a trebuit câte 3, dacă îmi spunea, vedeți, vă amintiți când studiam noi la sesiunea plantare de biserici și ne uimeam cum apostolul Pavel, el în 2-3 săptămâni, el planta o biserică. Într-o săptămână planta o biserică și pleca la altă biserică. Cum, domnule, și noi lucrăm în ritm de astea, noi cu ani nu putem planta o biserică. Iată, dragii mei, a venit o vreme când în jumătate de oră plantez o biserică și plec în altă parte. Într-o jumătate de oră facem asta. Punem acolo în rânduială, punem tot și mergem mai departe. Deci, iată, Alexandru, a venit așa o vreme care noi nici nu credeam că ne vine așa o vreme. Vremea asta a venit. Hai acum să o folosim la maximum vremea asta. Deci, Alexandru, Domnul să te ajute, aștept. Eu știu că tu acolo ești cu refugiații, tu îi aduci și îi duci acolo, pune tot lucrul cel de la voi, de la Giurgiulești, ca să-l facă cineva și tu pleacă aici, în zona asta, în România, acolo unde sunt, pe la centre și ocupă-te de asta. Și apoi, spune-mi, te rog, când te întorci, ține-mă la curent cu tot ceea ce faci. Dumnezeu să te binecuvânteze, să te ajute și ne revedem!